Programul zilei de azi, luni 30 noiembrie, debutează la ora 11.30 cu o întrebare. Cine a furat fulgii de nea? Regia Georgeta Lozincă, Teatrul Arlecchino din Brașov. Spectacol pentru copii ce ne propune o călătorie într-o lume magică. Cum îi stă bine un spectacol pentru copii? La ora 15, zeghea noastră cea de toate zilele ne vine de la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, un examen de anul 2. Intră în programul nostru de apropiere al școlilor de artă teatrală de festivalul nostru. Spuma zilelor, la ora 17, după Boris Vian, vine din Franța, teatrul Underground Sugar, montat într-o viziune aparte virtuală, îl prezintă pe Colan, care găsește o iubire adevărată, pasională, însă lumea lui, ca și în iubire, se răstoarnă. La ora 19, un invitat special, Alexandru Grecu, vine cu Nunta, teatrul Satiricus Ionuca Caragiale din Chișinău, spectacol montat pe scena de la Satiricus, aparține unui gen amestecat. Este și muzical și spectacol de dramă. De fapt, este o combinație armonioasă de muzică, actorie și coreografie. La ora 21, un spectacol pe care l-am văzut și m-a emoționat până la lacrimi. O mare actriță, Emoke Kato, Toate lucrurile pe care mi le-a luat Alois, regia Andrei Măjeri. Teatrul Reactor de Creație și Experiment Cluj-Napoca. Într-o lume care încearcă să ne depărteze, teatrul ne apropie. Vizionare plăcută!